Universitatea poate să aibă un rol de catalizator atunci când vorbim despre parteneriatele publice-private, pentru că împreună putem să construim în zona de infrastructură educațională, de adaptare curriculară, astfel încât absolvenții Universității de Vest din Timișoara să aibă o bună inserție pe piața muncii. Totdeauna parteneriatul înseamnă o colaborare și trebuie să gândești acele scopuri comune care ajută să te aliniezi lor. Rolul nostru este doar de a stimula această conversație, dacă vreți, pe temele respective. Finanțare există dacă putem să le folosim, dacă suntem destul de deștept și toți trebuie să lucrăm împreună, adică multinaționale, IMM-uri, universități și administrație publică. Avem nevoie de implicarea tuturor actorilor în dezvoltarea comunității, localității, regiunii, țării până la urmă. Sunt foarte multe inițiative care trebuie popularizate și care trebuie să genereze acel efect multiplicator. Trebuie să ne gândim care sunt pariurile pe care le facem, pentru că în momentul în care avem claritatea asupra pariurilor sau mizelor foarte mari, asta înseamnă că vom ști ce resurse ne trebuie. Doi la mână, avem astăzi resurse la care probabil ar trebui să ne uităm mai cu atenție. ICAM găstuiește în aceste zile seminarul de Public Service Leadership în parteneriat cu Aspen, ceea ce înseamnă că ne uităm la a stimula parteneriatul între mediul public, reprezentat de administrație publică, ecosistemele de cercetare inovare, mediul privat și societate civilă. Cred că pe termen lung va avea un impact foarte pozitiv, deoarece se strâng la oaltă foarte mulți reprezentanți din sectorul public, împărtășesc idei. Este esențial să vorbim despre parteneriat și despre crearea de valoare în parteneriat între mai mulți actori. Singur nu vom reuși și atunci o astfel de inițiativă este lăudabilă și sper că va contribui la dezvoltarea unor ecosisteme regionale care să genereze mai multă valoare adăugată în ecosistemele pe care acum le construim în România.